Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Miracol dumnezeiesc la Câmpul Lung Musșel, unde consumul de combustibil al mașinilor primăriei a scăzut de 3 ori și jumătate după ce primărița Elena Lasconi a introdus carduri personalizate în loc de bonuri de carburant pentru șoferii angajați. De 3 ori și jumătate. Deci de la 8.400 de litri decontați în 2019 pentru 3 mașini, consumul a scăzut în 2021 la 2.400 de litri. Dacă n-a câștigat la bătălia Hitlerilor, măcar ai să dau un pic de accent. Iată ce zice doamna Lasconi, citez. De când am preluat mandatul, am insistat să trecem de la bonurile de carburant la carduri. Am simțit reticență, s-a tărăgănat, dar nu am cedat. După câteva luni, a scris ea pe Facebook, am obținut cardurile personalizate, care pot fi folosite strict pentru mașinile primăriei. Rezultatul. În 2021, pentru cele 3 mașini de la primărie, am consumat cu 6.000 de litri, mai puțin decât în 2019. Bă, băiete! Și am plătit cu 34.000 de lei mai puțin. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Întreabă doamna Lasconi. Chiar așa. De ce s-o fi întâmplat asta? Cam ce părere aveți? Ce idee aveți? Deci diferența 34.000 de lei și doamna Lasconi continuă, ca să vă faceți o idee, cu 34.000 de lei putem asfalta, de exemplu, strada Nicu Leonard de la notariat până la primărie, în Câmpul Lung Musșel. Nu știm dacă e, sunt 2 pași sau 100 de pași, dar pare să fie ceva acolo. Ceva e. Da. Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant? A scris Elena Lasconi. Bun, acum uite așa, aici greșește Elena. Asfaltările nu pot costa atât de puțin, că strică piața. Deci când zici că, uite, costă 34.000 de lei, nu, ai greșit moneda, primărița mea. Nu, pune în euro. Cum să faci în lei? Da, ea a anunțat de asemenea că administrația locală a montat GPS-uri pe toate mașinile primăriei și ale poliției locale, deci e clar, teroarea din Câmpul Lung nu se mai oprește. În loc să le pună GPL-ul, că la ăla nu cred că poți să faci mișmașuri. De ce nu? E mai complicat. În ce sens? E tot trebuie nu să alimentezi. Nu poți să-l mai extragi din rezervor, cred, nu? Odată ce l-ai pus, a? Adică nu știu cum o fi. Nu, dar nu cred că așa... E, intră în butelie, e mai greu să... Adică trebuie să lucrezi la pompă, trebuie să te duci cu un cetățean să-i pui eluia GPL-ul, e mai... Te complici un pic. Bun, asta e. Deci oare cât se fură de fapt din cotele de carburant decontate din instituțiile publice? Adică dacă stai să te gândești că la Câmpul Lung... Diferența este de 3 ori și jumătate, frățioare. Adică nu 10%, 20%, este de 3 ori jumate. Luați cazul Bucureștiului. Un control intern al STB a descoperit la autobaza Ferentari un supraconsum de motorină de aproape 9.000 de litri doar pentru luna octombrie 2021. 9.000 de litri în luna octombrie. Pe de altă piață în București. Da. Și București e București. În aceeași lună și la autobaza Militari a fost descoperit o diferență de aproape 17.000 de litri între alimentări și consumul monitorizat în timp real. Acolo există un sistem de monitorizare, înțeleg, și oamenii pot să verifice în timp real ce se face. Și chiar cu acest sistem, diferență 17.000 de litri. Bun. Și eu acum întreb, și ce se întâmplă acum? Deci avem 2 flori, oare se face primăvară cu ele? Adică, uite, cazul de la Câmpul Lung Musșel, Elena Lasconi se luptă acolo. Câți ani au trecut de la alegeri? Aproape una jumate, nu? Aproape 2 ani. Când? În octombrie. Și acolo e mai simplu să pui degetul pe rană, că sunt 3 mașini, adică... 3 mașini. Reușește, schimbă sistemul de monitorizare, de 3 ori jumate economii la combustibil. În București, 2 autobaze. Ferentari, 9.000 de litri într-o lună. Militari, 17.000 de litri într-o lună. Deci, e clar că există o problemă. Știm că sunt sisteme care monitorizează. În București, la STB, înțeleg că se și monitorizează. Ok. De ce nu se extinde sistemul ăsta în toată țara? Bine, de ce nu face toată lumea? Pare că se monitorizează degeaba. Și... Adică doar e constatator sistemul. Da, constatativ. Și în sfârșit, 3. Bă, dacă tot aveți sistemul ăsta și când dacă îi prindeți, nu de asta îl faceți ca să-i prindeți pe aia care fură? Și dacă îi prindeți că îi fură, trimiteți-i în judecată cumva? Lasă că o spune lumea, lasă că se judecă, nu pățesc nimic. Băi, nu știi dacă nu pățesc nimic. Poate nu pățesc, dar poate pățesc. Mai pățesc, adică îi dă afară. Da. Și oricum, dați afară, frate, pe ăștia care fură, că ăștia sunt bani pe care noi îi plătim. Pe bune? Și în sensul că noi îi plătim ca să-i fure alții, adică nu că sunt irosiți pur și simplu, sunt furați de alții, din banii mei.
Uite, se întâmplă chestiile astea, pentru că STB-ul este, este subvenționat din, da, da, din fonduri publice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.